așa de bine, venit la vremea Lui, cred că de a ne ruga pentru această lucrare care ne stă în față, pentru că, dar m-am gândit în primul rând ca fiecare dintre noi să ne doară lucrul acesta pentru cei ce sunt în orașul acesta, să nu stăm în inimile noastre nepăsători, să ne gândim la ei, ca și cum fiecare cetățean acestui oraș este un copil al tău, o mamă ta, un tată al tău, un soră, un frate, să ne doară pentru ei, să ne rugăm în continuare și în săptămâna aceasta, să stăruim ca Dumnezeu să se îndure. Pentru că și cu adevărat, dacă vom face și vom avea aceste simțeminte în ființele noastre, atunci cu adevărat ne pasă de orașul acesta. Vrem ca Dumnezeu să lucreze. Amin. Vrem să-i lăsăm, să-i dăm locul de cinste Domnului Iisus. Amin. Să lase Duhul Sfânt la lucru, că numai El poate să facă. Amin. De aceea, să știți că de multe ori în evanghelizările acestea, nu numai pentru cei ce vin din afară, este și pentru noi, fraților. Și pentru noi, pentru fiecare. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și este adevăr. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute să-L punem la inimă. Ori de câte ori la auzim. Pentru că Dumnezeu încă se mai îndură de noi, Dumnezeu mai privește cu milă spre noi, Dumnezeu a mai îngăduit încă har peste noi și Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Amin. Amin. În continuare, mai ascult.